ziua, stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua, stimați colegi. Sunt șef adjunct al inspectoratului general al poliției, șef al inspectoratului Vă comunic că subiectul conferinței de astăzi este asigurarea și înțelegerea ordinii publice pe parcursul sărbătorilor Paștelor Lăjinilor. Subiectul conferinței de astăzi este menținerea și asigurarea ordinii publice la sărbătorile religioase Paștele Blajenilor, care vor avea loc în perioada zilelor 7-8 iunie curent. Alături de mine sunt colegii mei, șef adjunct la Inspectoratul General Carabinieri, domnul Oleg Graur, și șeful adjunct al Inspectoratului Situații Excepționale, domnul Oprea Alexandru. Împreună vom vorbi despre activitățile care le vom întreprinde în perioada nominalizată. Așadar, pentru bună desfășurare a activităților ce ține de Paștele Blajenilor, dar și pentru siguranța cetățenilor, la datorie vor fi implicați circa 3.000 de polițiști, carabinieri și salvatori pentru întreg teritoriul Republicii Moldova. Aceștia vor asigura ordinea publică și monitorizarea respectării regulilor de prevenire a infectării cu virusul COVID-19, circa la 1.500 cimitire în toată țara, dar și la slujbele religioase desfășurate în cadrele lăcașilor sfinte. Aici mă refer la distanța socială, la echiparea corespunzătoare cu măști și mănuși, la interzicerea consumului de alimente și a băuturilor alcoolice în cimitire, dar și la evitarea aglomeraților. La fel vor asigura patrularea în cartierele blocurilor de locuit, în străzile, sectoarele de flux cu sporit de cetățeni, pentru neadmiterea încălcărilor ordinii publice, dar și a furturilor din avutul proprietarului. De asemenea, angajații Inspectoratul Național Securitate Publică vor fi prezenți pe traseele din țară, unde vor întreprinde un șir de măsuri de acțiuni necesare pentru monitorizarea și fluidizarea fluxului de transport în scopul prevenirii fenomenului accidentelor rutiere, a stării de ebrietate la volan și altor încălcări ale regulilor circulației rutiere, care duc la consecințe grave. Stimați cetățeni, venim cu un mesaj către dumneavoastră și îndemnul nostru este să nu evitați ieșirile în locurile de agrement, în locuri de agrement, pentru prevenirea răspândirii infecției COVID-19. Doar împreună putem combate acest virus. Țineți cont că aflarea în locurile publice se admite doar pe perioade scurte de timp, cu respectarea distanței sociale, iar petrecerea timpului în zonele libere de agrement în aer liber, mai ales cum ar fi frigărui și alte activități în grup, este interzis. Șoferii să fie responsabili atunci când pornesc la drum pentru siguranța lor și participanților la trafic. Nu urcați la volan în stare de ebrietate, verificați starea tehnică a automobilului, respectați regimul de viteză și conformați-vă indicațiilor polițiștilor antrenați în măsurile respective. Dragi părinți, o atenție deosebită acordați copiilor, nu lăsați fără supraveghere și asigurați-vă că copiii se află în siguranță. Totodată, vă îndemn pe toți cetățenii să atrageți atenția sporită la securitatea bunurilor și a locuinței în cazul în care o să părăsiți locuința pe o perioadă mai lungă de timp. Noi suntem la datorie, poliția se află în regim sporit de lucru. În cazul în care vă aflați în dificultate, sunteți martor sau victima unui incident, nu ezitați să apelați serviciul unic 112. Iar acum am să ofer cuvântul colegilor mei,
general Craniu. Stimați cetățeni, mă numesc Oleg Graur, sunt colonel, comandant adjunct, inspectoratul general. În scopul asigurării ordinii securității publice, în timpul organizării serviciilor privire și de pomenire în cimitire și reacționării prompte la toate incidentele care ar putea genera eventual apariția situațiilor specifice în domeniul ordinii publice, Inspectoratul General de Carabineri și-a planificat misiunile specifice acestei perioade în conformitate cu atribuțiile specificate de sunt următoarele. Menținerea ordinii publice pe teritoriul public Moldova și în particular în zonele unde vor fi oficiate serviciile divine. Inclusiv o atenție deosebită va fi atrasă respectării prevederilor măsurilor stabilite de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Misiunile carabinierilor în această perioadă vor consta în patrulări pedestre, patrulări auto, iar pentru suport sunt instituite grupe direcționare mobil-operative. După cum a menționat colegul, unele din acțiuni vor derula în comun cu angajații Poliției Naționale și sunt îndreptate, stimați cetățeni, exclusiv în vederea respectării și protejării drepturilor și libertăților cetățenilor. Prioritar, consider, este vorba de dreptul la sănătate. Formula evocată de exercitarea misiunii carabinierilor pentru perioada menționată va fi realizată pe întreg teritoriul țării. Stimați cetățeni, atragem atenția dumneavoastră asupra următoarelor momente. Potrivit deciziei numărul 10 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, este declarată stare de urgență de sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Acest fapt dictează respectarea necondiționată a acelor prevederi și măsuri stabilite de cadrul normativ și, bineînțeles, va servi ca temei de atragere la răspundere contravențională sau penală a persoanelor vinovate. 2. Respectați necondiționat prevederile hotărârii numărul 13 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, care dictează anume cerințele necesare de respectat în perioada organizării serviciilor divine de pomenire în cimitire. Petreceți acest eveniment în mod civilizat, cu respectarea normelor dictate, pentru a nu contribui la creșterea numărului de cazuri de infectare cu coronavirus în țara noastră. Dacă și vă deplasați la cimitire, fiți vigilenți la bunurile personale și respectați ordinea publică. Chiar dacă sunteți obișnuiți, stimați cetățeni, să petreceți acest eveniment într-un mod tradițional obișnuit, anul acesta trebuie să-l sărbătoriți altfel. În acest sens, considerăm și vă mulțumim din start pentru atitudine, pentru înțelegere și pentru suportul pe care, la sigur, ne-l veți acorda în misiunea noastră nobilă. Mulțumim! Bună ziua, stimați reprezentanții mass-media. Suplimentar la cele menționate colegii mei, vreau să menționez că subdiviziunile Inspectoratului General pentru situații de urgență vor activa în regim corespunzător situației epidemiologice actuale, asigurând activitatea operațională în regim 24/24 pentru tot spectrul de situații de urgență pentru care pot fi solicitări din partea cetățenilor. Pentru aceasta pot să vă relatez că zilnic în activități vor fi antrenate în jur de 450 de persoane și circa 160 de autospeciale. Și pot să menționez că resursele de intervenție despre care am vorbit pot fi majorate în funcție de natura situației, din contul atât personalului aflat în afara orilor de program, cât și din contul tehnicii de cu titlul informativ, pot să vă spun că de la începutul anului și până dimineața zilei de astăzi, subdiviziunile Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au realizat în total 8.682 de intervenții, sau dacă calculăm media pe zi, ajungem la 55,3 intervenții pe zi.
În contextul Zilei Mondiale a Mediului, marcată astăzi în toate statele membre ONU, pot să vă relatez că o treime din toate aceste intervenții se referă la aspecte de mediu, adică arderea vegetației uscate pe suprafețe destul de mari. Și pot să menționez că aceste intervenții sunt destul de extenuante, fiind atât ca și durată mare și ca suprafață extinsă. La fel pot cu regret să menționez că în situațiile de urgență și incendiile, în Republica Moldova anul acesta au decedat 64 de persoane, inclusiv 2 copii. În același timp, salvatori și pompieri au reușit să salveze în total 223 de persoane, dintre care 198 la incendii și 25 fiind descarcerate din automobilele implicate în accidentele rutiere. În ceea ce privește perioada următoarelor zile, practic toate instituțiile statului au îndemnat și îndeamnă cetățenii să se abțină de la participarea la activități care presupun aglomerări de persoane. Asta se referă atât la ceremoniile religioase, cât și la ceremoniile sociale, inclusiv evenimente de familie, întruniri de familie, etc. Datorită riscului mare atât de răspândire în continuare a infecției COVID-19, cât și a efectelor secundare datorită riscul utilizării flăcării deschise, cum ar fi lumânările, în mod special atunci când copiii sunt lăsați în voia lor și au acces la flacără deschisă și la sursele de aprindere. La fel vreau să menționez că prognoza meteo pentru următoarele zile presupune temperaturi ridicate în mare parte a teritoriului Republicii Moldova. Și de aici avem iarăși risc de aprinderea vegetației uscate, în special în curțile locuinților, acolo unde se face curățenie, unde se fac eventual anumite activități sociale cu frigărui, etc. Și în același timp crește riscul de înnec pentru cei care se aventurează să meargă la scăldat. Din păcate, deja avem la ziua de astăzi 10 cazuri de înnec înregistrate anul acesta în Republica Moldova, ultimul fiind înregistrat ieri, când un minor s-a înnecat fiind lăsat singur la scăldat. De ce îndemnul nostru este să ne păstrăm siguranța proprie și a apropiaților noștri și să ținem minte că responsabilitatea ne aparține fiecare din noi. Și în cazul în care aveți nevoie de ajutorul serviciilor specializate de urgență, rugăm și îndemnăm toți cetățenii să apeleze la telefonul unic de urgență 112, dar fără ca acesta să fie abuzat. Vă mulțumesc! Stimați reprezentanți mass media, vă mulțumim pentru atenție. Acum suntem dispuși să ascultăm întrebările noastre. Vreau să ne spuneți despre ameze. În caz că cei care vor merge în cimitir și nu vor purta măști, mănuși, vor organiza mese copioase ca de obicei, ce riscă cetățenii? După cum am menționat și eu și colegii mei, în continuare angajații poliției vor monitoriza fluxul de persoane care se vor afla în toate cimitirile din țară. Și clar că în cazul în care o să fie depistate persoanele care nu respectă regulile de protecție, mă refer la măști, mănuși, distanțare socială, în primul rând, o să anunțăm la intrarea pe porțile cimitirului să respecte aceste lucruri, iar în cazul în care oamenii nu o să înțeleagă și nu o să respecte, e clar că o să venim cu sancțiuni în această direcție. Ce fel de sancțiuni? Cât prevede o amendă, de exemplu? Dacă să vorbim de amenzi, în cazul în care vor fi, nu știm, în cazul în care vor fi încălcate regulile. Vom vedea, vom stabili. Vă rog dacă sunt întrebări. La un cimitir, să presupunem în funcție de cât de mare va fi, câți colaboratori ai poliției vor fi, de exemplu?
Dacă să vorbim de municipiul Chișinău, de cel mare cimitir Sfântul Lazar, atunci vor fi implicați peste 400 de angajați atât pe interiorul cimitirului, cât și pe porțiunile de drum a cimitirului. Angajații care vor asigura ordinea publică. Stimați cetățeni, vreau să adaug, este important să înțelegem faptul că numărul de efectiv, numărul forțelor de ordine implicat în misiunea, într-o misiune, în cazul nostru este vorba de serviciile divine de pomenire în cimitire, nu este un număr anume care este dictat de evenimentul respectiv, ar prezuma numărul respectiv. Potrivit unui calcul metodologic și unui calcul de analiză bazat pe fondul contravențional infracțional, bazat pe riscuri, pe amenințări, pe vulnerabilități, în raport cu fenomenul respectiv și se încadrează și în alte elemente de analiză a riscului, atunci forțele de ordine vor fi în număr corespunzător pentru a menține și asigura ordinea publică conform cadrul normativ. Deci formula este număr corespunzător de angajați pentru a monitoriza, pentru a acorda asistență și ajutor la momentul oportun și pentru a dicta și a impune respectarea normei. Este vorba în cazul nostru hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică numărul 13, unde anexa respectivă prevede un șir de norme care necesită fi respectate în perioada respectivă a sărbătorilor dictate de serviciile divine. De acum, acest fapt iarăși nu ar însemna că vor fi aplicate doar amenzi, eventual, doar pe articol 76 alineatul 1 sau 2. Evident că în raport cu cetățenii care vor încalca ordinea publică, care vor încalca drepturile și alte norme, vor fi aplicate și alte categorii de amenzi, potrivit faptului contravenției sau infracțiunii. Mulțumim pentru vizionare. Vă mulțumesc pentru vizionare. Vă mulțumesc pentru vizionare.